Bă, mă gândesc să replotam și pe față și pe spate, în ambele cutii. Așa, poate să fie tracțiunea pe diagonală, știi? Cred că aia de spate duce roțile de spate și invers. Da, roata de rezervă îmi trage aici. Avem la start trei motoare acționate. Da. Și foarte bine echilibrate. Da. I-am mai văzut mașini bimoto, dar așa de bine echilibrate ca asta, sincer, n-am mai văzut. Sincer, deși în Ungaria și peste tot, repet, din trei, din trei, una era o ratare, dar aici n-am văzut încă nicio ratare. Și te gândești că mașina e făcută la București? Da, mai de România, la București, la orașul la mic, la marginea Ploieștiului, știi? N-are importanță. Și-a venit tăticul lor, da? Tata scaunului frontal. A venit tăticul lor, Massimo. Massimo?